Pentru comuna de Pleană. Încep acest discurs printr-o mărturisire. Mi-am pus și eu întrebarea dacă trebuie sau nu să mai candidez pentru funcția de primar al comunei de Pleană. M-am consultat cu echipa, cu prietenii, cu cei dragi, cu cei apropiați, cu oamenii. Și m-am convins definitiv că a fost o decizie corectă atunci când am mers direct la ei, la oameni. Peste tot, la orice întâlnire, mesajul oamenilor a fost de fiecare dată aproape identic. Trebuie să continuați lupta, să începeți ceea ce ați făcut. Nu vă necați așa la mijlocul apei, că nu e în regulă. Și nu aveți dreptul să nu vă implicați. Avem nevoie de cineva care să pună bazele unei vieți mai bune în comune. Acum, eu recunosc că nu suntem noi cei mai frumoși și mai deștepți, cu siguranță, mai fi și alții, dar încă cred că nu s-au născut. Și vrem să continuăm, vrem să continuăm să facem treabă, pentru că dacă așa o rânduit Dumnezeu, pentru că nimic nu-i întâmplător, zic eu, și sunt convins că nu greșesc, totul de la Dumnezeu și lucrarea la Dumnezeu se face prin noi, prin oameni. Trebuie să recunosc că aceste mesaje venite de la oameni m-au determinat cel mai mult să duc proiectul început până la capăt. Acum însă, odată cu începerea acestei campanii, am făcut o frumoasă constatare. Am simțit personal, din partea oamenilor, la toate întâlnirile din ultimele luni, raze de speranță. Am văzut cu ochii lor speranța că vom învinge, că vom reuși, speranța că putem schimba în bine comuna. Speranța nu ne-a luat-o nimeni niciodată. Candidez pentru că avem o responsabilitate în fața viitorului, avem datoria să le oferim cetățenilor noștri o alternativă reală, viabilă, credibilă. O alternativă care răspunde nevoilor oamenilor. O alternativă clară, civilizată, pe înțelesul tuturor. Ceea ce mă deosebește de principalii rivali este faptul că în toată activitatea mea am apărat interesul public, interesul cetățenilor din comuna Pleană. Așa vreau să ne ajute Dumnezeu și în continuare, să fim primar și Consiliul Local pentru oameni, nu pentru interesele altora. Doamne ferește! Și dacă e cineva din sală care consideră că am apărat interesele altuiva, vă rog să spună acum. Un lucru esențial pe care îl cunoaște o lume întreagă, sunt un om liber și independent. Nu am niciun angajament ascuns, nu am nicio înțelegere subterană care să fie în detrimentul interesului public. Nu am tranzacționat și nu voi tranzacționa niciodată interesul comunei. Rămân până la capăt alături de oameni, de grijile și nevoile lor. Dumnezeu mi-a dat un glas să vorbesc despre adevăr. Mi-a dat știința pe care am dobândit-o pas cu pas de a organiza, de a administra corect oameni, bugete, proiecte și vreau ca acești talanți să mă pun la dispoziția lui Dumnezeu și a cetățenilor. Prin acești talanți mă pun la dispoziția lui Dumnezeu și a dumneavoastră, a cetățenilor, pentru o administrare corectă, eficientă a acestei comune. Oriunde este nevoie de valori și performanță, acestea se ating cam cu aceleași proceduri. Simple, dar destul de greoaie. Muncă, corectitudine, dreptate, perseverență. Vreau să fiu un om al oamenilor. Aș vrea ca toți acei care rezonează cu sistemul meu de valori să putem fi în unitate. Eu cred că, indiferent de culoarea politică, de etnie, cu toții urmărim binele comunei. Și de binele comunei depinde binele familiei noastre. La 9 iunie reușim împreună. În viziunea mea, un primar trebuie să găsească soluții integrate de sistem pentru toate problemele apărute, care trebuie să plece de la o perspectivă clară asupra ceea ce trebuie făcut, de la o viziune clară asupra viitorului comunei. Voi fi primarul oamenilor, în continuare, primarul tuturor locuitorilor, indiferent de opțiunile politice. Iar pentru ca acest lucru să se întâmple, avem nevoie de unitate și solidaritate a tuturor celor care ne dorim binele comunii noastre. Sau cum spune sloganul nostru, uniți pentru Beclean. Reușim împreună. În 9 iunie votăm Moțescu. Așa că ne ajută Dumnezeu. Mulțumesc, colegul de la Viștea. Florin, de acum 8 ani de zile, este mai bine, așa că trece vremea. A fost sfătuitorul meu și îi mulțumesc, pentru că e un om extrem de echilibrat și integru. Pe lângă ceilalți, dar știți că mai aproape vecinul, nu te duci la Diveștea tot timpul, că are și alte treburi. Și te duci la vecinii, din stânga, din dreapta.
Foarte pe scurt, aș vrea să vorbesc liber aici despre proiectele care sunt în desfășurare. Știți foarte bine de canalizarea de la Beclean cu Luța, e un proiect important. Acest proiect important este realizat prin fonduri din Programul Național de Investiții Angel Salini, pe care îl păstorește domnul ministru Adrian Ioan Beștea. Ne-a dat bani, nu chiar destui, că nici dânsul nu are destui, că dacă avea ne-ar da și mai mulți, dar e adevărat că, poate auziți în stânga, în dreapta, a fost musai să luăm și un împrumut. A fost musai pentru că ce-am făcut? M-am dus la prietenul Adi Veștea, domn ministru, domnul Ancela, președinte de Consiliul Județean. Trebuie să asfaltăm, că ați promis, așa i-am zis, că așa au făcut și făcut. O făcut greșeala să promită în Luța, acum câțiva ani, că asfaltăm drumul. Nu atâta mi-a trebuit, că atât l-am sâcăit să recunoască, dacă zic greșit sau nu. Și au zis, cum, bă, voi cât sunteți acolo în Luța? Păi e faină Luța, dar cât sunteți oameni? Păi să vedeți, domnul ministru, domnul președinte, lasă-vă că sunt oameni destoinici, nu-s mulți, dar sinimoși. Și până la urmă s-a întâmplat. Și s-a făcut asfaltul din Beclean, din capul satului și până în Luța, Ludișor, și trebuie bună că mulți, acum mai baie, că merg că prea cu viteză mare. Trebuie să punem milițien de amorți ca să nu mai meargă ăștia cu viteză, că Doamne ferește, se întâmplă alte minuni. Bun, lăsând gluma la o parte, s-a făcut drumul ăsta, foarte important. Dar ca să facem drumul, trebuie și canalizare în Luța. Ăștia, Luța, ăștia sunt pretenții mari. Bun. Și atunci am zis, stop joc, domnul președinte, că trebuie să facem canalizarea, că nu ne-o scârpina invers, adică nu punem prea asfaltul și pe aceea băgăm țevile. O cam strâmbat din nas, dar o înghițică luscă așa nemestecată și o trebuie să băgăm canalizarea. Bun, atunci au fost musai să luăm niște bani împrumut, că nu se putea altfel, dar eu cred că noi ăsta e baiul mare, că am niște bani împrumut, că tot de la Guvernul României, că am prins eu o șmecherie, cum facem acolo, ne plângem și ne dau banii, nu trebuie să-i băgăm din buzunar niciunul. Bun, cert e că am făcut canalizarea asta, 95% e făcută în Beclean și Luța. Ăia din 13 mai se apucă din nou să facă stația de epurare și ajută Dumnezeu și, am nu vreau să dau un termen, dar în 2-3 luni maxim o să fie funcțională canalizarea. Lucru care mulți l-au promis, nu? Acum l-am promis și noi și l-am făcut. Bun, vis-a-vis de canalizare, la Luța, tot la ăștia din Luța, iertați-mă că un spirit de glumă și de prietenie spun așa, am schimbat o apă, o conduită de apă potabilă, că tot acolo unde a venit asfaltul. Hai să schimbăm și aia. O apă canal Sibiu, cu directorul ăla, o pus și el bani, am pus și noi, am schimbat-o și pe aia. Bun. După aceea, ca Albor Boholț, musai și la ei canalizare. Și am reușit, deși să știți că povestea asta cu fondurile europene e una foarte bună, e musai să accesăm fondurile europene, că azi bani nu prea, mai greu. Că trăim vremurile pe care le trăim și lăsând un pic urmă la o parte, vedeți că războiul e lângă noi și cu siguranță și acolo merg bani ca războiul să nu se ducă la noi pe pământul românesc, să ducă la alții. Și este chipzuită.